bine v-am regăsit la o nouă emisiune Cultura în Imagini. Iată că astăzi discutăm despre muzica clasică, dar și oamenii care ne oferă tot timpul acest minunat dar. Așadar, alături de mine se află pianistul Florin Berculescu, dar și violonistul Ilie Cealâcu. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația și pentru că vreți să discutăm despre, așa cum spuneam și la început, despre acest minunat dar de care ne putem bucura în fiecare zi și care ne alină sufletul chiar și în momentele în care, poate, eu știu, trecem prin momente neplăcute. Aș vrea, în primele minute pe care mi le-ați dedicat astăzi, să discutăm puțin despre începuturile dumneavoastră în acest domeniu atât de frumos, în tainele muzicii. Aș vrea să-mi spuneți cum ați descoperit această taină a muzicii. Să începem cu dumneavoastră sau... Originile sunt foarte depărtate, în sensul că fiind copil, mergeam la un moment dat la un unchi și o mătușe din partea mamei. Mergeam cu tata, mergeam cu mama, ei rămâneau niște discuții diverse ca între ai lor. Și noi, cei mici, ascultam pe discurile acelea de muzică veche, ascultam o grămadă de melodii de muzică ușoară. Din anii 70, anii 60, s-au trezit cu mine că în decurs de o săptămână, două, memorasem o puzderie din ele, și text și muzică, iar cu o altă ocazie prinsesem, la un moment dat, cred că, nu mai știu exact, valurile Dunării sau ceva, pe din afară cu armonii. Armonii pe care le completam eu din necesitatea unei construcții în fundamentul liniei melodice, care era cea mai importantă. Bine, cu stânghecile de rigoare, în orice caz, dar asta a fost un semnal extraordinar că sunt de luat în serios aceste predispoziții, aceste aptitudini, și a constituit, de fapt, declicul pentru a începe, să zicem, studiul din ce în ce mai serios al pianului. Iată că se spune că este un talent nativ, dar și unul clădit așa în timp, cu multă muncă. Se pare că la dumneavoastră e unul nativ, dacă de la acea vârstă a fost și nativ, și după aceea a început o șlefuire, pot să spun, mai ales și de atunci încolo, dar și mai ales în perioada post-adolescentină, o șlefuire draconică, să spunem, pe viață și pe moarte, la sânge și fără niciun fel de menajament. A fost un preț de care sunt mândru acum, de multe ori înghit în sec, să zicem, la efortul pe care a trebuit să-l depun pentru a realiza ceea ce astăzi sunt acum, să spunem, dar absolut necesar, și asta recomand și tinerilor pasionați în orice fel de domeniu. Trebuie să plătească, să zicem, în ghilimele, acel preț de a-și depăși acea presupusă tensionare a corzii, peste care simte că se rupe ceva și că nu mai rezistă. E, dacă rezistă peste acel moment cu încă un gram, a scăpat în câștigător. Deci cam asta recomand și eu și acum și din propria mea experiență. Aș vrea să-mi spuneți dumneavoastră dacă talentul este unul nativ sau unul cultivat. Pentru că, desigur, sunt persoane care sunt îndrăgostite la propriu de muzică, dar poate eu știu, nu știu, nu sunt înzestrate cu atâtea calități, deși la cum reprezentați în momentul în care sunteți pe scenă, cred că și la dumneavoastră este vorba de un talent nativ. După părerea mea, talentul este prezent în toți. Problema este doar să reușim să descoperim talentul. Uneori îl descoperim singuri, alteori sub supraveghere. Eu am avut mare noroc să mi se descopere, să zic, predispoziția pentru sunet în general, să mi se descopere datorită unui mentor care la un moment dat a avut o modalitate de a mă motiva foarte personal. Mi-a spus: păi băiete, tu ești bun, uite, văd că ai note bune la teorie, la pian, la... Nu te orientezi tu mai bine, eu știu, către pedagogie, către dirijat, către... Eu? Păi eu, domnule, vreau să fac viol.
Dacă vrei să faci vioară, atunci trebuie să muncești mai mult. Talentul este doar un ingredient. Dar fără muncă. Fără muncă, fără baza. Așa cum e și la mâncare, nu? Există o bază care se ajutați-mă, se face, baza oricărei mâncări. Oricărei mâncări, există o bază, dar... Dar ingredientele fac diferența. Ingredientele sunt și cele care cantitatea aduc și gustul. Proporțiile lor dau savoare, gust. Talentul e doar un ingredient, să zic, pentru o astfel de carieră. Neapărat. Munca este... Munca de-a lungul anilor, cum a fost? Asiduă? Ați simțit că ați avut momente când efectiv nu mai putea? Cu multe frustrări. Gândiți-vă un adolescent la care în vacanță vin prietenii toți, băi, hai la strand. Și adolescentul de-abia se apucase de studiu, tăia la lemnul cu patru sârme și le zice prietenilor, mă, mai stați și voi o oră. A, păi bă, noi plecăm. Plecau. Mă duceam și eu, mai târziu. Dar asta este. Deci există foarte multe sacrificii pe care le faci la orice vârstă. Începând de copil, adolescent, matur și mai matur. Da. O întrebare și pentru dumneavoastră, dar și pentru dumneavoastră, dacă a meritat acest sacrificiu. Pentru că de foarte multe ori în domeniul artistic, munca poate nu este răsplătită, eu știu, conform cu anii de sacrificiu, cu anii în care v-ați dedicat și care ați pierdut astfel de momente de care alții s-au bucurat. Pot să vă răspund eu? Sigur. Merită. Momentele în care ești pe scenă și cânti și faci bine ceea ce ai planificat, pas cu pas, timp de, eu știu, 6 luni, un an, poate 2, poate mai mult. E, satisfacția pe care ți-o produce acest act împlinit acolo nu se compară cu nimic. Cu nimic. Și când spun nimic, vă rog să înțelegeți exact nimic. Lucrul ăsta. Nimic nu se compară cu ceea ce simte un artist pe scenă, în momentul în care consideră că a făcut tot ceea ce a putut omenește să facă, în așa fel încât să fie, în primul rând, el foarte mulțumit. Cu siguranță cei care ascultă vor fi încântați. Vreau să aduc la întrebarea noastră un alt fel de, să zicem... O altă formă. O altă formă sau un alt unghi de vedere, pentru că... Merită, da, merită, în primul rând, absolut generic vorbind, merită cu siguranță, dar depinde și la ce te raportezi, depinde dacă te raportezi la un anumit nivel valoric, la un anumit oraș, la un anumit spațiu cultural, care e foarte înalt, devii frustrat, pentru că n-ai reușit să atingi acel nivel din vari motive. Dacă te raportezi la un nivel comparabil, să zicem, cu evoluția ta din acel moment, apare ca o realizare. Și atunci ești perfect îndeplinit să fii bucuros că ai realizat acel lucru și că merită. Spun asta de ce? Pentru că eu văd foarte mult legat ideea că merită sau că nu merită de mulțumirea ta interioară. Și de faptul că fiecare, noi suntem, cred că în lumea asta, 5.000, 10.000, mi-e foarte greu să spun, de pianiști, de muzicieni, dar fiecare are locul lui, într-o scară ierarhică, să zicem. Îmi place să compar lucrul ăsta exact cum sunt cetere sau arhanghelii sau serafimii până la Maica Domnului și până la Dumnezeu. Da. Toți sunt o rotiță în marea muzică. Depinde dacă ai acel caracter, acel simț al onoarei, al demnității,
pentru că un muzician nu poate să răspundă la întrebarea dacă merită sau nu, dacă nu se raportează și la valorile sale interioare mai mari, sigur, decât valorile strict muzicale la care ar trebui să se raporteze. Mă refer la cele culturale, la cele educaționale. Dacă ești un caracter puternic, poți să-ți dai cu siguranță un răspuns obiectiv la întrebarea dacă merită. Și eu zic că acel răspuns este că merită. Dacă nu, ai anumite probleme. Aș vrea să vă întreb, pentru că spuneți către ce public vă îndreptați, și aș vrea să știu dacă în județul Gorj există oameni care știu să aprecieze la adevărata sa valoare muzica clasică. Da. Este o masă de oameni suficient de numeroasă, care gustă, care apreciază, cărora le place foarte mult muzica clasică. Și, cum să zic, este un lucru îmbucurător. Ne stimulează. În primul rând ne stimulează. Și ne obligă. Ne și obligă, e adevărat. Ne și obligă. Și la o evoluție permanentă, presupun, da. Pentru că vor mai mult și mai mult, da. Mai ales că sunt cunoscători. Da. Nu totdeauna toate manifestările muzicale pot satisface pe deplin pretențiile ascultătorilor, pentru că uneori sunt motive obiective. Și aici mă refer la altfel de manifestări muzicale, cum ar fi concertele orchestrei. Sunt niște motive obiective care împiedică un grad foarte înalt de profesionalism. Deocamdată. Noi vom persevera în a oferi asemenea momente culturale, momente muzicale, în speranța că, la un moment dat, vom găsi și un pic de sprijin. Copii care vin să vă asculte? Pentru că este foarte important, presupun, copii. Și să cultivăm această dragoste pentru muzica clasică. E o bucurie faptul că văd în cei mai mulți tineri, dar pe altă coordonată e foarte mare bucurie pentru mine că văd persoane care au fost de la primul meu recital la sala Muzeului Județean și care inclusiv acum, în anul de grație 2017, sunt prezenți în sală. Este o incredibilă constanță și bucurie, pentru că fiind constanța aceea înseamnă că și noi ne-am străduit să oferim un act artistic, zic eu, cât mai serios. Să le treziți interesul și să îl și păstreze de-a lungul timpului. Da. Aș mai adăuga că noi împlătim, cred eu, într-un mod fericit activitatea de pe scenă cu cea de la clasă, cu cea de pedagog. Și e bine ca exemplu personal să fie un motiv de, îmi scapă... Să-i motivați în felul acesta pentru a urma cariera? E o motivație pentru elevii noștri. Sunt convins că cel puțin elevii noștri personal vor fi în sală. Pentru că nu e prima dată și... Aveți elevi care vor să vă urmeze drumul? Care și-au arătat interesul și pe care îi șlefuiți în momentul de față? Ați început această muncă? Sigur, am elevi. Unii au ajuns deja, alții vad la porțile facultăților sau la porțile liceului, să spunem. Dar eu spun altceva, nu să-mi urmeze drumul. Nimeni nu poate să copieze nimic, să-și urmeze propriul lor drum, propria lor personalitate. Mereu le spun, voi nu concurați cu cineva într-un concurs. Deci nici măcar asta cu nu mă interesează. Înșiși. Concurezi cu tine însuți. Dacă reușești să te șlefuiești într-atât încât să poți să oferi o variantă foarte bună de simbioză între actul finit și gândul tău muzical, lăuntrul tău, atunci înseamnă că ți-ai atins obiectivul practic. Ești într-un concurs cu tine, cu puterea ta, cu forța ta interioară de manifestare, de fapt. Și restul o simplă punere în balanță, sigur, necesară, obiectivă. Trebuie să te și compari, să vezi pe unde ești față de ceilalți. Unde te situezi. Dar primul lucru e adâncul tău. Să reușești să cumva, metaforic, să înlături bezna din interiorul tău, dar în același timp
văzând-o, conștientizând-o, momentul, numai așa poți ajunge la lumină. Până la urmă și ăsta este secretul, un artist nu trebuie să fie niciodată mulțumit, adică să vrea să evolueze. Să... Da, totdeauna e bine să ai o rezervă în a fi mulțumit de ceea ce ai făcut. Nu neapărat să fii nemulțumit, să ai rezerve, să fii conștient că ai și niște limite, să fii conștient că ai și un grad de foarte mare de posibilități, să fii conștient unde trebuie să faci mai bine, unde a fost o eroare, unde a fost foarte bine. Așa, dar legat de întrebarea noastră de mai devreme, eu, spre exemplu, mă mândesc foarte tare cu activitatea de la catedră. Pentru că am 5 colegi alături de mine la liceu, care toți mi-au fost elevi. Și acum sunt profesori. Mai sunt încă 2 pe băncile facultăților și mai am elevi foarte buni, foarte talentați, pe care îi ghidez. De până la o anumită vârstă îi înveți. De la o anumită vârstă încolo doar îi îndrum. Că ar fi bine pe calea asta sau pe cealaltă cale. La un moment dat încep să-și aleagă singuri, dar dacă au suficiente informații și ne străduim și eu și colegul și mulți alții, ne străduim să le dăm informațiile necesare ca ei la un moment dat să facă ceea ce a spus Florin, să-și aleagă propriul drum. În primul rând, cred că e foarte important să încercăm în actul educațional de care vorbim, să renunțăm puțin la a informa de o manieră sterilă. În primul rând trebuie să educăm. Și mă refer aici nu la normele, normativele și așa mai departe, ce scrie în hârtii, sigur că și acelea sunt importante, dar în primul rând e să încerci să ajungi la sufletul copilului, la sufletul omului. Ce nevoie are ființa din fața ta? Gândindu-l ca pe un partener al tău. Și aș adăuga toți învățăm unii de la alții și noi învățăm de la ei, de la cei mici. Aș adăuga că noi avem o situație cumva privilegiată, pentru că fiind învățământ de tip individual, avem o relație foarte, foarte apropiată cu elevii noștri. Sunt multe cazuri în care elevii noștri stau mai mult cu noi decât cu proprii părinți. Așa este. Și sunt situații când ieșim dincolo de informațiile strict legate de vioară sau de pian și le dăm niște învățăminte de viață. Iată că, deși spuneați dumneavoastră că nu ai nevoie de un exemplu, fără să realizați, deveniți exemple pentru acești copii. Da. Da. I-am separat într-o variantă obiectivă și o variantă după aceea... Dar, în general, și muzica de acest gen este descoperită de foarte mulți tot cu ajutorul unor oameni pe care îi văd. Spre exemplu, nu știu, aud o sonată de nu știu cine și atunci descoperă marea pasiune pentru această muzică și încep să-și pună întrebări. Cine cântă? De ce? Cum a reușit să facă asta? Vreau și eu? Pentru că este curiozitatea copiilor și a adolescenților până la urmă sau a oamenilor care vor să-și depășească condiția. Este o mică problemă în situația din România de azi. Nu prea sunt motivați pentru a alege drumul ăsta, care e unul foarte greu, cu frustrări inimaginabile. Enorme. Da, chiar nu vă puteți imagina de câte ori suntem puși în situația să zicem, băi, dar mai lasă-mă cu lemnul și cu patru semne, că nu mai vreau. Nu mai vreau, ăla durează 2-3 minute și după aia... Am locat și până la 12-14 ore de zi până da. La litere. Deci sunt situații limită. Foarte mult. Da. Nu sunt motivați. Să nu uităm că în afară de câțiva oameni care mai ieșim să cântăm pe scenă aici și de o orchestră de cameră și teatru.
dar chiar teatrul are o activitate mult mai bogată și mai prezentă în viața tinerilor. Încercăm, nu reușim pe deplin sau nu reușim pe cât ne-am dorit. Motivația asta ne lipsește și ne este foarte greu să-i atragem. Și să-i și menținem. Și să-i și menținem, pentru că este greu, e greu, e o activitate extraordinar de grea. De multe ori le spun la copii, mai nici nu știu să... Exact ca în poveste, cu cumpăratul care cu un ochi plânge și cu unul râde. Cu unul râd că sunt foarte talentați și sunt foarte buni și sunt inventivi și sunt foarte atenți și rezolvă problemele foarte repede, și cu celălalt plâng că mă gândesc, măi, dar de fapt eu ce le ofer pentru viață? Sperăm să fie și această categorie, să zic, socială, artiștii, să fie un pic mai ajutați. Să se poată și apreciați și motivați să se poată manifesta. Ca acești copii să aleagă din propria voință drumul ăsta. Dar e greu. Nu e foarte greu. A avut loc un recital extraordinar. Aș vrea să-mi spuneți cum ați ajuns la această colaborare și să-mi vorbiți puțin despre tot ceea ce a însemnat ea. Păi, da, am încercat să creionez colaborarea cu Ilie, în sensul că, așa cum am mai declarat, am mai spus, de prin 2010 am încercat să realizez la teatru, în parteneriat, singur, o serie de recitaluri pe autori sau pe serii de muzică, să zicem, germană, rusă, franceză sau limbaj preclasic, diverse recitaluri omogene, să zicem. După recitalul Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Schubert am avut, după recital Liszt în decembrie acum, am zis hai să vin și cu o seară de muzică franceză. Și am avut câteva variante, la fel și pentru o seară de muzică rusă, și până la urmă am zis dar de ce să nu fac să revin cu seriile de muzică de cameră pe care le făcusem la Muzeul Județean practic acum exact 30 de ani, 1987, da. 1987, da. Și iată că am zis că merită treaba asta și i-am propus lui Ilie, pe care îl știam, colaborez cu el la Lila Gorjului, ca instrumentist, și am zis hai să facem și o seară de muzică franceză de data asta cu vioară și pian, deci un recital duo. Și iată cum s-a concretizat acest proiect. Cum a venit propunerea? Cum a zis Florin, am găsit nebunul care să-mi completeze nebunia. Da. Da, nu, asta așa în ghilimele, pentru că nu e vorba de o nebunie. Nu e vorba, e vorba de o imensă nebunie. Trebuie să fii de plin nebun. Bine, nebunia în acest context este o nebunie frumoasă, dacă putem să spunem așa. Exact. Eu personal nu asum și trăiesc cu deplină mulțumire aceasta. Vă bucurați de ea în fiecare moment. Nu e prima dată când colaborăm. Noi am mai cântat împreună. Da. Noi am mai cântat împreună, dar sunt foarte mulți ani de atunci. Fiecare a avut traiectoria personală. Eu, spre exemplu, sunt instrumentist în Filarmonica de la Vâlcea și multe din aparițiile mele pe scenă, să nu exagerăm. Suficiente, dar să zicem. Dintre aparițiile mele pe scenă, două au fost cu orchestra de la Vâlcea. Da. Deci o colaborare nu e chiar nouă, e destul de veche. Nouă și pentru public, nu? Da. Pentru noi, da, cei care nu... Și am colaborat în orchestră și în concertul de anul trecut. Cum să vă spun, totdeauna ne-am înțeles bine, încă de când era copil. Deci vă cunoașteți iată de... Era elev. Sunt 30 de ani, era elev când am cântat prima dată pe scenă împreună. Aș vrea să-mi spuneți ce proiecte muzicale mai aveți în perioada următoare pentru cei care vor vedea această emisiune, pentru că iată ne aflăm spre final și vor să vadă reprezentațiile. În primul rând aș spune că joia următoare o să aibă loc
următorul concert în care dirijor voi fi eu, iar solist Mircea Suchic, un program Vivaldi, organizat de Școala Populară de Artă. E seria acelor manifestări lunare, pentru că odată pe lună, joia, este concertul ultima joi din lună, concertul Orchestrei de Cameră Lira Gorjului. De joia viitoare, la ora 7, o să fie tot aici concertul în care dirijor voi fi eu. După aceea, pe 23 aprilie, voi veni cu un recital de violoncel și pian. Eu și un violoncelist stabilit în Tunisia, cu care am avut o colaborare foarte bună pe vremea studenției mele la București. Așa, și voi veni cu un program Beethoven, Brahms, George Enescu. După aceea, probabil că îndrăznesc să atac o serie a lui Erik Satie, Gnostienele și Ginopediile, pentru pian. Și pentru stagiunea următoare, evident, poate, nu știu, un program Schumann, Debussy, Ravel sau... Nu sunt încă decis. Este un gorjean stabilit în Tunisia? Nu, este sau un... bucureștean. Un bucureștean. Născut în București, student al lui Marin Cazacu. I-ați propus dumneavoastră și acceptați să fie prezent. Da, să... și va veni tot invitat în același tip de recital care s-a desfășurat. Aici, la Teatrul Dramatic. Tot la teatru, în data de 23 aprilie. La mine, primul proiect cel mai apropiat. Și bineînțeles că la asta mă gândesc deocamdată, la celelalte, pe rând. Bineînțeles. Primul proiect o să fie cel din iunie, a treia ediție a spectacolului Tinerii Gorjeni la Porțile Afirmării, care constă în aducerea pe scenă a unor copii foarte talentați și foarte buni, care se cântă pe scenă acompaniați de orchestră de cameră. Vorbim doar de vioară. Nu, toate nu. Vioară, și alte instrumente. Vioară, flaut, voce. Anul ăsta voi avea 5 copii de la canto, 4 fete și un băiat. Probabil, cu siguranță voi avea 4 viori, un flaut și sper să cooptez un pian, deși e problema instrumentului. Vă ajută domnul Florin Berculescu. Nu știu, să vedem. N-am apucat să vorbim. Da, sigur. Acum am... Ce pot să spun, în orice caz foarte răscut, e că am avut onoarea să fac parte din juriul concursului internațional de pian din Sremska Mitrovica din Serbia, unde am fost invitat și elevii liceului de artă ca și pianiști s-au prezentat foarte bine, obținând toți premii la un concurs în care ne-am confruntat cu tot spațiul fostei Iugoslavii, deci a fost concurenți din Serbia, Muntenegru, Slovenia, Croația și ai căror dascăli, foarte mulți dintre ei au fost școliți la școala rusă, o pianistică de mare nivel mondial. Deci chiar am avut cu cine să ne confruntăm și copiii noștri au obținut toți premii. La spectacolul din iunie, în cazul în care vom reuși să cântăm pe această scenă a teatrului, cu siguranță va fi și un pianist acompaniat. Voiam să vă întreb dacă a fost stabilită data exactă, înainte de a încheia emisiunea, să-mi spuneți pentru acest eveniment. Pentru eveniment va fi ultima săptămână de școală, ceea ce înseamnă, nu știu, undeva în 10-12 iunie. Vă mulțumesc, foarte mult pentru prezența în emisiune. Timpul este foarte scurt, trebuie să ne extindem cumva, să putem să discutăm. A trecut foarte repede și poate am reușit să spunem câte ceva din ce aveam de spus. Sper ca persoanele care ne urmăresc site-ul www.cultcreatimaura.ro să fie și curioși și de ce nu să vină la reprezentațiile dumneavoastră și să își cultive această dragoste pentru muzica clasică. Important, ne îmbogățește. Muzica în general. Bun, vă mulțumesc și dumneavoastră, celor care ne urmăriți emisiunea, și vă invit și de această dată, duminică de la ora 22, să accesați site-ul www.cultcreatimaura.ro la rubrica Cultura în imagini. Până data viitoare, toate cele bune!